Victor Ponta a dus plagiatul la vârful guvernului. Victor Ponta trebuie să demisioneze. Liderii democrați liberali au cerut demisia imediată a premierului Ponta, acuzat de furt intelectual. Ultimele acțiuni ale lui Ponta pun sub semnul întrebării modul în care funcționează instituțiile statului sub guvernarea USL. Demersul ministrului educației Liviu Pop de a desființa Consiliul care a dat verdictul că Ponta a plagiat, dar și faptul că Adrian Balaban Grăjdan, fostul șef al Inspectoratului în Construcții, a încercat să-l facă scăpat pe Adrian Năstase în dosarul Trofeul Calității, sunt suficiente motive pentru demisia lui Ponta. La toate acestea se adaugă cazurile repetate de plagiat existente în guvernul Ponta și nerespectarea deciziilor Curții Constituționale. Atâta timp cât singura grijă a USL-ului este să confiște statul, instituțiile lui, să pună sub semnul întrebării decizii al instituțiilor statului care nu le convin, ca cea a Curții Constituționale, să inventeze grăjdeni de câte ori au nevoie. Pe ultimul cheamă Pop, fostul ministru al educației, nu vom putea colabora. În schimb, în Parlament, pe probleme de interes național, de fiecare dată vom colabora. Sistemul de învățământ românesc a făcut pași înapoi în ultima perioadă. Strictețea examenului de bacalaureat a arătat un nivel scăzut al cunoștințelor dobândite de elevi. România nu are nevoie de exemple care să promoveze copiatul, care a fost transformat de Victor Ponta în sport guvernamental, a subliniat și prim-vicepreședintele PDL, Mihai Stănișoară. Pentru o persoană politică, pentru cineva care vrea să facă politică la nivel înalt, nu există altă ieșire din această situație decât aceasta, și aceasta este una decentă, demisia. Democrați liberalii au arătat că nu a fost luată până acum nicio decizie cu adevărat importantă pentru dezvoltarea economiei țării, dar că, în schimb, Victor Ponta și guvernul USL nu scapă nicio ocazie pentru a discredita statul de drept.